ziua. Dacă suntem pregătiți, putem începe? Da. Merge. Ne bucurăm să-l avem astăzi alături de noi aici la Timișoara pe domnul ministru al cercetării, inovării și digitalizării, domnul Sebastian Burduja. E un subiect foarte la ordinea zilei, să zicem așa, partea aceasta de digitalizare. Am discutat cu domnia sa despre ce înseamnă cloudul guvernamental și interacțiunea, impactul pe care acest proiect, aș spune chiar strategic, la nivel național, îl va avea atât în interacțiunea cu administrația publică locală, dar și în ceea ce privește interacțiunea cu cetățeanul mai ales. Și care sunt beneficiile pe care oamenii le vor simți după ce acest proiect va fi finalizat. Sigur, vor trebui multe alte eforturi făcute la toate nivelurile, astfel încât să fie pe deplin operațional și folosit de către cetățeni. Nu în ultimul rând, am discutat cu colegii din administrația publică locală, de aceea n-am putut să facem această conferință de presă în sala Revoluției sau în sala multifuncțională, pentru că în paralel avem mai multe evenimente acolo. Este și doamna ministru a educației care este prezentă astăzi aici și astăzi vom avea și alte vizite, ministrul afacerilor interne și chiar primul ministru, cu ocazia lansării proiectului Smart Diaspora. Dar, apropo de doamna Ligia Deca, care este în instituție acum, va fi disponibilă pentru declarații de presă după ce vom termina noi conferința de presă și domnia sa întâlnirea cu primarii. Spuneam că, nu în ultimul rând, am avut și o întâlnire cu aleșii locali, cu primarii, reprezentanții unităților administrativ-teritoriale, și am discutat despre acest efort comun de digitalizare, efort accelerat de pandemie, dar care încă mai are multe zone încă neacoperite și nefuncționale. Am să las pe domnul ministru să vă spună chestiunile pe care le consideră foarte importante și de impact, menționând doar un singur lucru care pentru noi, cel puțin, din perspectiva cetățeanului, este extraordinar: posibilitatea de obținere a cazierului judiciar online, fără să mai stăm la coadă la poliție și să mai mergem pe la alte ghișee. Domnule ministru, bine ați venit la Timișoara, în primul rând. Bine v-am găsit, domnule președinte, și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. De altfel, motivul vizitei este dublu. Pe de o parte, această caravană a digitalizării pe care o lansăm astăzi, și pe de altă parte, conferința Smart Diaspora, unde Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a acordat patronajul și un important sprijin pentru organizarea acestei conferințe. De fapt, e o tradiție care, din cauza pandemiei, s-a întrerupt și acum este reluată, în care se adună mințile strălucite ale României, din țară, din diaspora, și se întâlnesc, iată, la Timișoara, unde altundeva ar fi putut avea loc un asemenea eveniment, și mă bucur foarte mult că el se întâmplă. Într-adevăr, cred că Timișoara și Timișul, deci, au un rol aparte, și știm cu toții că de aici ați dat României un nou drum. Și sunt convins că puteți să ne sprijiniți să dăm României un nou drum și atunci când vine vorba de noile tehnologii, de viitor. Cred că Octavian Paler spunea că Timișoara va avea soarta celor care au avut curajul să determine istoria înainte altora. Și ăsta e un lucru bun. Și acum apelul meu către timișoreni și cu sprijinul domnului președinte, cu sprijinul dumneavoastră, este să determinăm viitorul înainte altora. Aveți aici un pol de cercetare, inovare și chiar de digitalizare, cu exemple punctuale pe care le-am văzut de la nivel local și care pot fi extinse. Aveți două institute care țin de ministerul nostru, INCMC-ul și ISIM Timișoara, cu performanțe diferite, și cunoaștem câteva dintre problemele cu care se confruntă, și o să merg mâine în teren acolo să văd cu ochii mei.
Aveți la Universitatea de Vest din Timișoara câștigat la finalul lunii martie Centrul Regional de Orientare în Cariera de Cercetător, investiția 10 din PNRR, componenta 9 aferentă cercetării. Aveți în desfășurare, de fapt avem în desfășurare investiția 8, care înseamnă cel mai ambițios program românesc de aducere în țară a cercetătorilor români și străini, români din diaspora și străini, 183 de milioane de euro, unde suntem în etapa de evaluare a candidaturilor. Vor fi 120 de bursieri la nivelul țării, 1,4 milioane euro fiecare bursă. Repet, cel mai mare program de aducere în țară a minților strălucite din cercetare din toată lumea și m-am bucurat să văd că la Universitatea de Vest sunt 5 candidați, la Politehnică sunt 2, la UMF Timișoara sunt 4 și la INCMC sunt încă 2. Deci din toți aceștia mă aștept măcar câțiva să vină la Timișoara și pentru următorii 3 ani să desfășoare un proiect ambițios de cercetare de 1,4 milioane euro per proiect. Pentru caravana digitalizării ne-am dat seama că nu putem face digitalizarea României dintr-un birou de ministru. Este imposibil. Pentru că, pe de o parte, nu cunoaștem toate realitățile de la firul ierbii, de ce nu sunt anumite UAT-uri pe ghiseu.ro, de exemplu, sau care este gradul de competențe de alfabetizare digitală a cetățenilor. Și pe de altă parte este și o chestiune de mentalitate la care trebuie să lucrăm și să ne deschidem către nou și către aceste tehnologii. Avem în județul Timiș 99 de UAT-uri, sper că nu greșesc, astea sunt datele de la Autoritatea de Digitalizare, 37 sunt înrolate, toate municipiile, toate orașele cu două excepții, Recaș și Buziaș, deci înrolate pe ghiseu.ro și sigur că cea mai mare nevoie este de înrolare a mai multor comune pe ghiseu.ro. Și astăzi am discutat cu autoritățile locale, inclusiv de la nivelul comunelor, care sunt principalele piedici. Cât îi costă relația cu o instituție bancară, cât îi costă efectiv comisioanele pentru ghiseu.ro, pentru plățile făcute pe ghiseu.ro. Am discutat despre identitatea digitală, un proiect care va fi finalizat la nivelul lunii mai și care ne va permite practic să nu mai mergem în persoană la ghișeu și un funcționar să ne dea un utilizator și o parolă, așa cum se întâmplă astăzi. Avem chipurile procese online, cum e radierea unui autovehicul, dar tu trebuie să te duci în persoană să-ți obții utilizatorul și parola. Și de asemenea, sunt mulți români în diaspora care n-au card bancar în România și atunci nu pot avea cont pe ghișeu.ro. După ce vom avea această identitate digitală, ea va fi pusă la dispoziție gratuit cetățenilor care vor opta să aibă o asemenea identitate, toți românii din diaspora vor putea să intre pe ghiseu.ro și să facă plăți pentru taxe și impozite locale și asta le-am transmis domnilor, doamnelor primari. Este în interesul tuturor să avem cât mai mulți români pe ghiseu.ro și să-și înroleze UAT-ul, Unitatea Administrativ Teritorială, pe ghiseu.ro. Asta duce la un grad mai mare de colectare a taxelor și impozitelor. E mult mai ușor pentru cetățean să facă aceste plăți oricând din confortul casei sau de la birou, nu mai trebuie să vină în persoană. De altfel, asta a fost și ideea cu cazierul judiciar online. Era o problemă pentru aproape 2 milioane de români în fiecare an, se duceau la secția, mă rog, la poliție să-și elibereze acest document și cam de o lună și jumătate de când l-am pus la dispoziție online, sunt peste 60.000 de români care și l-au eliberat online. Asta înseamnă, vă dați seama, 60.000 de ore economisite, 60.000 de coli de hârtie economisite și în plus e un serviciu care este disponibil oricând, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, iar obținerea se face gratuit și instant. Subliniez gratuit pentru că niște isteți antreprenori s-au gândit să ceară bani pentru un serviciu gratuit al statului român. N-am găsit o pârghie legală să interzicem chestiunea asta și pe motoarele de căutare când se introduce cazier judiciar online, din păcate, prima opțiune este o afacere pentru profit a unor indivizi isteți, repet. Dar să știe tot românul, pe ghiseu.ro și pe hub-ul de servicii al Ministerului de Interne,
cazier judiciar se eliberează absolut gratuit. Încă o dată eu vă mulțumesc, domnule președinte, pentru discuțiile de astăzi și pentru toată deschiderea și vă rog să contați pe noi. Legate subiecte abordate și de domnul ministru, în primul rând, zona noastră de vest a țării e o zonă în care forța de muncă e deficitară și acest lucru afectează atât competitivitatea firmelor noastre, dar și viitoare investiții sau chiar păstrarea investițiilor actuale. Din acest punct de vedere, am mai spus-o și o să o spun și diseară la lansarea acestui eveniment Smart Diaspora, viziunea trebuie să fie înaintea dezvoltării și nu viziunea să urmeze dezvoltării. În sensul acesta, noi avem viziunea de a acționa în mod concentric. În primul rând, hai să vedem cum putem atrage resursa care a plecat de aici și dacă mai avem acele pârghii prin care să facem zona noastră atractivă pentru români, pentru românii care au plecat și în care statul a investit. Și de aceea acest eveniment Smart Diaspora pentru noi are o relevanță extraordinară în acest context al deficitului acut de forță de muncă specializată. Și nu discutăm aici doar de forța de muncă din domeniul cercetării sau cercetării inovării. Discutăm inclusiv de acea forță de muncă calificată de nivel mediu, adică fără studii superioare, profesioniștii. Avem nevoie de electricieni, firmele noastre au nevoie de instalatori, chiar bucătari avem nevoie în contextul capitalei europene a culturii și a dezvoltării pe viitor acestei zone a serviciilor în industria ospitalității. De asemenea, a doua chestiune pe care doream să o menționez este faptul că am primit o veste foarte bună din partea domnului ministru. La nivel național există un program de sprijinire a specializării inteligente. Așa cum știți, noi avem acea inițiativă cu pista de testare a automobilelor autonome pe care dorim să o construim la Bilet și pe care încercăm să o dezvoltăm cu ecosistemul de automotive existent la ora actuală din Timiș și în parteneriat cu Universitatea Politehnica. E aceasta o veste bună pentru că vom avea parte de finanțare pentru etapele ulterioare pe care dorim să le dezvoltăm în această zonă. De ce e importantă această pistă de testare pentru automobile inteligente, autonome? Fiindcă acesta este viitorul și prin această investiție pe care noi dorim să o dezvoltăm acolo, putem să ținem investitorii din domeniu aici, în zona noastră, fiindcă suntem în competiție și cu alte zone din Uniunea Europeană. Și în același timp putem să le oferim șansa să meargă cu investițiile la un alt nivel, să dezvoltăm zona de cercetare-dezvoltare în domeniu prin inițiativă privată, care va face ca valoarea adăugată a investiției realizate aici să fie mult mai mare decât cea din prezent și să fim lideri, pionieri, promotori ai schimbării în acest domeniu care eu zic că va fi de viitor. Și nu în ultimul rând, a treia declarație pe care doream să o fac, aici este nu e neapărat o laudă, e mai degrabă o critică legat de un domeniu care am observat că împietează asupra proliferării, răspândirii a acestui serviciu foarte bun deja, foarte util cetățenilor, ghișeu.ro. Problema se pune că trezoreria este încă o bancă a trecutului. Prin trezorerie, deși e o bancă, banca statului, banca Ministerului de Finanțe, nu există posibilitatea de plată cu cardul la trezorerie. Dacă o primărie vrea să se înroleze în ghișeu.ro, trebuie să-și facă cont la o bancă comercială și să facă transferul din cetățeanul plătește la banca comercială și din banca comercială se transferă la trezorerie. Nu are un server digital trezoreria, iar o reformă amplă în Ministerul de Finanțe pe acest segment este neapărat necesară ca să putem să accesăm aceste servicii digitale și să trezoreria să țină pasul cu era digitalizării. Cam acestea au fost lucrurile pe care am dorit să le comunicăm. Dacă aveți întrebări. Da,
credeți că o să avem și Buzia și Recașul ăla din Ghișeu pentru ca să avem toate orașele din județ? Noi ne străduim să avem toate orașele de la nivelul țării. În momentul ăsta cam 2/3 dintre orașe sunt pe ghiseu.ro. Deci sunteți undeva puțin peste media țării. Avem această caravană digitalizării și noi ne-am oferit sprijinul prin experții ministerului. Nu sunt mulți, dar sunt oameni implicați să vină efectiv în teren, să stea de vorbă cu autoritățile locale, să vadă care e principala barieră. Nu se cunosc pașii de urmat în unele cazuri pentru a se înrola pe ghiseu.ro. În altele cazuri e o problemă de finanțare sau sunt cu sisteme informatice incipiente. Nu e cazul orașului, în general mă refer la comune aici. Sunt și orașe care apelează la alte sisteme electronice de plată a taxelor și impozitelor. Uitați-vă, la nivelul țării avem toate municipiile pe ghiseu.ro, cu excepția unui municipiu din județul Bihor. În toată țara, toate municipiile sunt pe ghiseu.ro, unul singur nu este. De ce? Pentru că a apelat la o altă soluție. Cumva competitor cu ghiseu.ro și nu-i poate nimeni forța și, mă rog, este dreptul dânșilor, dar cel puțin știm că un cetățean dintr-un municipiu din România are întotdeauna opțiunea plății taxelor și impozitelor online. Beiuș. Apropo de ce spunea domnul la această problemă cu trezoreria, dumneavoastră ca ministru al digitalizării ați discutat cu ministrul finanțelor problema aceasta. Care e soluția? N-am abordat-o până acum și parte din caravana asta digitalizării tocmai să luăm aceste critici de la firul ierbii și după aceea să mergem și să ne facem temele acasă. Și eu cu mare plăcere mă duc cu această temă la București și o să discut cu domnul Căciu să vedem care este soluția. În general, la finanță am fost secretar de stat acolo în 2019-2020. Digitalizarea Ministerului de Finanțe e un proces foarte complicat, care merge foarte încet, e gestionat de CNIF, deci este un centru special în cadrul Ministerului de Finanțe și dânsii de foarte multe ori încearcă să rezolvă intern o problemă fără a avea specialiștii necesari, pentru că nu îi pot plăti. Și soluția pentru digitalizarea țării nu e să angajăm la stat pe zeci de mii de euro specialiști în IT, că nu ne putem permite să facem lucrul ăsta, e să avem câțiva specialiști buni care știu ce să ceară unui furnizor privat, ce să treacă într-un caiet de sarcini și să avem soluțiile care sunt interoperabile, moderne, care nu țin prizoniere instituțiile statului. Și acum aveți exemple de instituții publice care n-au știut ce să treacă într-un caiet de sarcini, au atribuit un contract, să spunem, o platformă informatică și acum când trebuie să mai adaugi un buton în meniu sau o opțiune nouă, efectiv n-au cu cine lucra. Sunt prinse în acel contract și trebuie să plătească zeci de mii de euro pentru lucruri care poate costă 1000 de euro, pentru că așa a fost făcut prost de la început caietul de sarcini. Deci noi am făcut și astăzi apel către autoritățile publice, veniți înspre ministerul nostru să obțineți această consultanță absolut gratuit, să vă spunem cam de ce credem că ați avea nevoie ca să nu ajungeți în genul acesta de situații. Mai permiteți, am văzut prezentat de colegii, de alți colegi din presă, situații de firme de consultanță IT, poate recent înființate, care au oferit consultanță pentru zeci de primării, pentru digitalizare, același model, unele cu aceleași greșeli. Dumneavoastră, ca minister, ce puteți să faceți ca să preveniți astfel de situații? Nu răspund, știu la ce vă referiți, am citit respectivele articole, n-au legătură cu Ministerul Digitalizării, din păcate, acele investiții, adică ele sunt gestionate de alte ministere și, în general, digitalizarea României, știți, când se întâmplă ceva rău, în general, noi suntem vinovați că avem digitalizarea în titulatura ministerului, când se întâmplă ceva bun, ca de obicei, împărțim meritele cu foarte multe alte instituții. Digitalizarea Ministerului de Interne ține de, deci evidența populației ține de Ministerul de Interne, digitalizarea educației de doamna Deca, digitalizarea sănătății de domnul Rafila, așa e gândită arhitectura statului român. Alte state au centralizat totul, au făcut un minister al digitalizării și toate proiectele de digitalizare au fost gestionate de respectivul minister. La noi nu se întâmplă asta. Acolo unde există nereguli, trebuie sesizate organele de control, Curtea de Conturi, organele de anchetă penală. Cred că s-a dus vremea în care asemenea lucruri mai puteau fi tolerate, să ai copy-paste dintr-un proiect într-altul. Trebuie efectiv sesizate autorității.
Întrebare administrativă, domnule ministru. Vă rog. S-a pus în discuție la nivelul executivului să se facă economie. La ministerul dumneavoastră, ce decizii vă pregătiți să luați pentru a mai face economie și de unde sunteți pregătiți să tăiați, dacă aveți de unde? Facem o analiză în acest moment, o făceam oricum dinainte. Mi-a luat cam 6-7 luni din mandat să-mi dau seama cine livrează și cine nu în minister. Și în perioada următoare o să vedeți o propunere de reorganizare a ministerului în care suntem dispuși să renunțăm la câțiva colegi care nu livrează. O să vedeți în hotărârea de guvern ce propunem, pentru că, pe de o parte, ministerul gestionează domenii complexe, cum sunt securitatea cibernetică, inteligența artificială, noi tehnologii de tipul blockchain, realitate virtuală, și nu avem pe nimeni în minister, nu e o unitate care să răspundă de asta, din păcate, deci trebuie să facem o modernizare a modului în care îi gândim ministerul. Și pe de altă parte am constatat că sunt părți ale ministerului unde sunt prea mulți angajați și atunci ori îi redistribuim, ori dau toți concurs, cei care rămân bine, ceilalți sunt liberi să-și găsească joburi în mediul privat. Oricum, vrem să fim un exemplu de minister care își gestionează atent resursa umană, nu doar să facem angajări pe bandă rulantă, ci să avem o evaluare obiectivă, cine are de lucru să rămână, cine n-are, iată, e cerere în mediul privat, să vină la Timișoara și să pună umărul, că avem nevoie de forță de muncă. Domnule ministru, din ce am văzut publice, din mai multe țări au anunțat că au interzis TikTok-ul. Cum se raportează România la această aplicație, în contextul care dumneavoastră ați anunțat verificările? Ați făcut? Ce ați găsit? Avem un raport preliminar. Am solicitat convocarea Consiliului Operativ de Securitate Cibernetică. El este un organism gestionat la nivelul Consiliul Suprem de Apărare a Țării, practic la nivelul președinției, și acolo trebuie luat o decizie cu privire la această aplicație. Nu vreau să mă antepronunț, o să susțin punctul de vedere al Ministerului, nu vrem să lăsăm niciun fel de vulnerabilitate. Încă o dată, interdicțiile și cele de până acum vizează dispozitive de serviciu, nu dispozitivele personale ale cetățenilor, deci nu vreau să speriem pe nimeni, nu o să interzicem aplicații pentru românul de rând sau românul care nu are legătură cu administrația. E alegerea fiecăruia. Eu cred că veți avea o decizie acestui organism cât de curând, într-o săptămână, maxim două, să tranșăm lucrurile. Vorbiți de identitate digitală, dar și de evidență populației la Ministerul de Interne. Cum se facă cele două? Sunt legate. Cât de legate și cum, când? Când efectiv. Vedeți, e o întrebare foarte bună, pentru că România ar fi trebuit să înceapă cu identitatea digitală, digitalizarea României. De ce? Cum să beneficiez de un serviciu public digital dacă eu nu sunt capabil să, dacă eu, stat român, nu sunt capabil să verific de la distanță identitatea unui cetățean? De aceea au apărut glumele cu declarația online care se depune la etajul 3, pentru că un român solicita un anumit serviciu online, era chemat în persoană ca un funcționar să se uite la cartea de identitate și să spună da, dânsul este, haideți să-i dăm un utilizator și o parolă, să se ducă înapoi acasă și să acceseze serviciu online. E bine, din mai lucrul ăsta se rezolvă prin această aplicație. Se rezolvă? Da. Da. Noi am grăbit acest proiect european și sper să fie un exemplu de bună practică, nu doar la câteva autostrăzi, să terminăm înainte de termen și un proiect mare de digitalizare, 20 de milioane de euro, în care printr-o aplicație pur și simplu vom face o poză la cartea de identitate, ne vom face nouă o poză, vom face un video ca să arătăm că nu este o încercare de furt de identitate sau cineva care are buletinul nostru și are o poză cu noi nu poate să ne fure identitatea. Pe baza acestor trei elemente, cartea de identitate, poză, video, se validează contul și se eliberează de la distanță, fără să mai trească să mergem la ghișeu, identitatea aceasta digitală. Drept pentru care nu vom mai avea episoade, știți, tragicomice, de tipul proces integral online, radierea unui autovehicul. A fost recent un reportaj pe tema asta, dar tot trebuie să meargă cetățeanul la ghișeu să-și elibereze utilizatorul și parola. Deci va fi într-adevăr genul de serviciu integral online și foarte important, toți românii din diaspora, ce spuneam mai devreme, vor putea să acceseze ghișeu.ro prin această identificare. Nu vom mai apela la bănci din România să
ne certifice identitatea. Problema aceasta, proiectul acesta va rezolva și problema amenzilor date de poliție, spre exemplu, dacă nu ai buletinul la tine, pur și simplu, adică în momentul de față nu te poți legitima cu poza de pe buletin, primești amendă dacă nu ai buletinul. Va rezolva și problema asta? Nu va rezolva încă. La nivel european se lucrează la un nou regulament EIDAS 2, regulament de identitate digitală, și la acel portofel digital. La asta vă referiți? Deci, până la finalul anului, mi-a spus chiar comisarul Breton, care răspunde de chestiunea asta când am fost în delegație la Bruxelles, va fi trecut regulamentul și Uniunea Europeană a investit într-o soluție informatică prin care vom avea acest portofel digital. România, sigur că trebuie să o adopte și celelalte state membre, dar probabil că în orizont de timp de un an, un an și jumătate, vom putea avea primele acte în telefon, fără să trească să mai avem portofelul la noi. Lucru care cred că ne va ușura tuturor viața. Mulțumesc, dragi colegi. Doamna ministru va fi disponibilă acum.